Salutare, first player, n-am mai făcut un episod de ceva vreme și mi-am dat seama că s-a schimbat ceva la Asphalt 9 și a schimbat interfața și a schimbat numele. Este Asphalt Legends Unite acum, nu mai e doar Asphalt 9. Sunt foarte multe recompense în jocul ăsta. De îndată ce deschizi jocul te bombardează cu tot felul de carton așa și nebunii. Deci nu mă deranjează neapărat că poate o să am și o mașină mai cool. Îmi propusesem la un moment dat să fac eu, vezi, doamne, episoade zilnice cu joculețul ăsta, dar e mai greu. Bun, ce e special în afară de interfață? Păi, hai să vă arăt garajul meu, cum stăm, că nu joc chiar de azi de ieri. Jocul ăsta am un Mitsubishi Lancer Revolution, BMW Z4, BMW Z4 câștigai sub capacele de 7-Up acum vreo 15-20 de ani. Chevrolet Camaro, Nissan Nismo și cam atât. Ah, am și un Lamborghini. Asta mi l-au dat la ceva, nu știu, Anniversary Edition Lamborghini Countach. Am avut o machetă Burago cu el cândva. Și pot să deblochez acest Nissan. Opa! Damn, arată bine. Arată bine de tot. Asphalt Legends Unite. Mi-a crescut și nivelul la garaj. Și sunt curios dacă primesc cartonașele astea fără să fac absolut nimic. Da, aparent da. Evident, pot să și la reclame. Hai să facem o cursă așa, eventual, poate chiar cu mașina asta, dacă îmi dă voie. Ea face parte din categoria D. Deci hai să facem niște curse la D. Bun. Asta este pasul, nu-i niciun sezon. Avem evenimente zilnice. Avem evenimente speciale, inclusiv unul cu paganii. Dar am destule flaguri. Așa, și multiplayer. Ok. Și career. Career e baza. 3% completat, 61 de steaguri în 1918. Let's go. Ok, ceva sondaj. Uite și clasa D de mașini. Clasa de novice și clasa de rookie. Ha, mamă, dar am ceva de jucat. Hai să jucăm întâi unul la novice și unul la rookie. Dacă vă întrebați unde e muzica, am scos-o din motive de, știți voi, copyright strike. Hai să vedem dacă am ratat vreo recompensă de aici. Pac, 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 pac. Aici un stag. Cursa 10 este în Himalaya. Cu ce rimează Himalaya? Dacă ați fi țanca uraganul și să face o manea care include Himalaya, cu ce rimează Himalaya? Cu papaya? Mamaya? Playa? Oh, super manea am făcut. Bun. Îmi trebuie 838 rank, așa că trebuie să upgradez serios mașina. Are băiatul vostru 750.000 de biștari. Băgăm și la Nitro. A, aici am nevoie de blueprints. Am făcut totul aici. Da. Toate upgrade-urile posibile și hai să și jucăm. E cu sistemul Touch Drive activat, deci în principiu eu mă ocup doar de Nitro și de drifting. Ținta de obicei este fie să te clasezi în primii 3, fie să bați un record de timp. Dar uneori îți dă bonusuri și dacă faci drifturi nebune sau scoți din cursă mașini sau alte chestii de-astea. Aș zice că n-am mai jucat de multă vreme Asphalt 9, dacă ați minți, joc periodic Asphalt 9. Ca să mai testez anumite telefoane. Le testez la Mobilissimo, nu știu dacă v-ați dat seama până acum că eu sunt Alex de la Mobilissimo, că na, first play, same voice. Și acolo făceam review-uri la jocuri, doar că nu mai e timp așa mult, din păcate. Apropo, dacă aveți recomandări de jocuri de încercat pe mobil, cu dragă inimă. Ba chiar mă gândeam cum ar fi să fac eu ce face Rovion? Să comentez chestii din viața de zi cu zi jucând în Asphalt. De exemplu, să comentez cartea, nu știu, Ostașul Ciucă, în vreme ce mă joc cu Asphalt. Sau nu știu dacă a apărut cartea. 35% cursă, e de asta lungă. Mă întorc cu băieții, să mă dăm și un drift frumos. Era drăguț dacă mai și bușeam puțin. Bun, Knockdown. Ah, ce l-aș fi lovit și pe ăsta dacă aveam control asupra direcției.
Nu, nu, rampă, rampă. Rampa te ajută să câștigi la efect și așa deblochezi nitro-ul ăla nebun. Ce mișto e mașina asta, Move. Ah, n-am apăsat la timp. Hai că am început să iau distanță. Sunt și la 80%, e bine de tot. Dacă mai aveți sugestii de jocuri de încercat, cu mașini sau fără, le aștept. E ciudat că și la Nitro Maxim acum ați dat voie să faci o încărcare de aia în plus. Da, văd linia de finish. Bun. Cred că o să iau vreo câteva stegulețe la cursa asta. Am și 20 de tokeni. Frumos. Poți tripla credit dacă te uiți la o reclamă. Tentant, dar am destui. Destule credituri. Credite. Oh! Mi-a băgat reclamă oricum. Mi-a apăsat de mine. I-am zis că nu vreau să vă reclamă. Ia, tata reclamă. Nu contează. Nu știi tu ce e bine pentru tine. Poți să sar peste reclama asta? Trebuie să mă uit la toată. Primești ceva pentru ea? Bro, come on. Îmi vine să apăs pe install now, da. Nu știu dacă jocul ăsta... Ah, uite cum arată de fapt. Ah. Dacă ar fi arătat ca în filmuleț, era mare brânză. Nope. No, încă oare. Bă, sunteți nesimțiți? Bă. Vreau să scap din reclame. What the actual F? Nu pot să cred. Bă. Vreau să dau next. Nu pot să cred că timp am pierdut cu reclama asta, m-am și enervat puțin. Am terminat sezonul măcar. Mă tot bate la cap cu un free pack aici. Cine sunt eu să zic nu? Ci că bai. Dar parcă era moca. Deci avem aici trei currency-uri. Banii aia cu C, chestiile alea cu A și chestiile astea alte cu A. Da, eu am destule aur de-astea. Aparent am. Și nu știu unde-s listate, dar... Na. Tot 3% suntem pe carieră. Hai să mergem în zona home. Avem și daily goals. Și challenge-uri, ho-ho. Sponsorizări. Dacă joci în anumită perioadă cu anumite mașini, primești o recompensă. Ce tare! Aparent am uitat să claimuiesc ceva. Nu? N-am uitat? Da, nu știu dacă vreau chestia asta să mă porcopsesc cu așa ceva. Hai să vedem ce e la daily events. Free try. Ceva cu Olimpiada, că văd o torță. Mamă, reguli și regulamente. Pot să încerc un Porsche Cayman, Lotus Emira sau Jaguar? Arată bine Jaguarul ăsta. Și mă costă două bilete de alea cu A. Dar nu știu unde naiba... Unde văd eu resursa asta a mea? Unde e listată? Oare fi aia de sus? Unde am 1652? Jucăm la Arcul de Triunf, ai nebunit? E tematic cu Jocurile Olimpice. Păcat că s-au terminat acum câteva zile. Aș fi zis că e contratimp, dar nu.
frumos se vede. Arcul de Triunf, am fost și acolo. În iunie. Puseseră inelele olimpice pe arc. Au zburat și avioanele franțuzești cu steagul. Cute. Nu mă văd bine în cursa asta. Sunt băieți infiți. Și pare o cursă destul de scurtă, așa. Ah, ce prost am bagat nitro-ul ăsta, doamne. Nu merit nici locul 3. Ah, dacă-l pogneam... Nu merge deloc bine cursa asta. Bun. I-am spart fața. I-am spart fața numărul 2. Așteptăm și numărul 3. Hai, sparge-l. Bă, cât pe ce? 20 de tokenozauri. Nu vreau reclame. Nu. Bine ai venit la banca. Aoleu, bancă? Nu vreau bani, mi-e frică. Trebuie să iau credit. Prima e moca, ca la droguri. Băi, măcar e generos cu recompensele. Ia. Solo rewards. Barrel rolls. Ah, astea sunt extra recompense. Bun. Și asta mi-a dat voie să intru în celelalte events. Special events. Am nevoie de stag-uri pentru astea. Și nu puține, dar nu cred că mai am așa multe. Mamă, cum arată asta. Cum dăm back de aici? Vreau să plec de aici. Multiplayer. Unranked, Unite sau Private Room. Aici Private Room cred că trebuie să ne dăm unul altuia codul, nu? Să creezi un meci sau să te alături unui meci. Seria de sezon și Unranked. Ha, îmi dă voie tot cu mașina asta. Sau? Poți să te blochezi dojo-ul ăsta? Să vedem ce mașini mai am care pot fi puse la bătaie. Peugeot SR1, Aston Martin Speedster, mamă ce bine arată. Și Glickenhaus, și asta arată bine. Hai să mă întorc puțin la aia, că mi-a plăcut cum arăta foarte mult. Lamborghini nu vrem, vrem ăsta, Peugeot SR1. Doamne, ce frumos e. Pac. Vreau să e mașină concept. Ok, jocăm cu alți gamer real. Ia să vedem. Mamă, cum arată. Decapotabilă total. Zici că e de la Le Mans. Le Mans. Cum se pronunță? Le. Durează ceva. Ciudate să-i jocul fără sunet, fără muzică. Da, na, copyright strike. Deși au schimbat muzica în Asphalt Legends Unite, e altfel decât în Asphalt 9. În ideea că n-am mai recunoscut piesele. Până acum știam, nu știu, Skrillex, Trap. Băieții ăștia care se țin după mine nu fac și ei ceva? Așa, tată. De ce se teleportează în fața mea? Ce puteri supranaturale au ăștia? Și de ce sunt atât de lent? Mă simt foarte lent față de băiatul ăla din fața mea care se tot teleportează. Avem trișori, domnilor, de la Gameloft. Am zis Gameloft, n-am zis Gameloft. Da, locul 2 al meu e.
Nici o șansă nu. Bine că măcar este în ranked. Cred că jucăm în Tokyo, dacă nu mă înșel. Well, this got boring fast. Dacă mai vreți să mai facem episoade, vă aștept continuare cu sugestiile alea de jocuri. De jucat pe mobil. Și cam ăsta e nou asfalt, Legends Unite. Nu mai asfalt nou. S-a rebranduit, a căpătat culoare mov și meniuri noi. Și mașini noi și competiții noi. Și am ajuns în Liga de Bronz. Dacă vreți să dăm un match, dați un semn. Am văzut că mi-a cerut cineva să mai fac gameplay-uri cu jocul ăla cu cai. O să încerc. Cam atât de la First Play. Ciao, ciao!